on how Jewish presence evolved in Germany, and we were really able to observe that through different perspectives. What moment was your favorite? What did you like the most? So for me personally, I like the fact that I got involved and actually managed to express myself to speak when I had to explain the answers as a canonization. I very liked much that moment. Well, I like that we got to meet important people and that we learned the history of Israel. What did you think and what did you like about the two projects that we did together? You know, the one about Sidonia Werner and the one about Glückel of Hamel. Well, I managed to learn things about Jewish people and the evolution of anti-Semitism during the years. And I'm very honored that I got to know these details and explore more and discover more things about the Jewish community. It's so impressive how the Jewish people actually managed to get through this anti-Semitism, which was surprising common throughout the whole history, not just the Second World War era. I also find that impressive. Right. Okay. What did you learn from this project, entire project? I learned that anti-Semitism has always been a problem of our society, and that even though some people do not respect other people's religion, ideologies, we can still live together in peace and respect one another regarding religion or ideas. Okay, thank you. I think this project, especially with the help of some special guests such as Sonia Gebauer or Emil Ferezano, helped us understand this process during the time much better. Activity was very interesting because I learned a lot about history and the history of the relationships between the Jewish people and the German people, which sometimes led to very interesting things and events in history. I also had the opportunity to meet very interesting people and very nice people, including the wife of an ambassador from Germany. She was very nice. And I'm very happy I participated in this event. Thank you. I just wanted to say on behalf of the teachers as well that it was very pleasant to work with you, and thank you for your involvement, because it means a lot that pupils and students today involve in such events and projects, and thank you very much. Stimați invitați, bună ziua și bine v-am găsit la cea de a patra și ultima sesiune a proiectului 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania. Stimate domnule ministru al culturii, Lucian Rămășcanu, excelența voastră, domnule ambasador, Pierre Gebauer, excelența voastră, domnule ambasador, David Saranga, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Laudereut și, în special, doresc să-mi exprim profundă apreciere pentru încrederea pe care ne-ați oferit-o încredințându-ne proiectul 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania. Un proiect care a deschis noi perspective în ceea ce privește moștenirea istorică și cultura evreiască pe teritoriul german și nu numai. Astăzi vom încununa un an pe care Guvernul Federal al Germaniei l-a dedicat celor aproape două milenii de atestare documentară a evreilor pe pământ german. Doresc să mulțumesc de asemenea excelențelor doamna ambasador Adriana Stănescu și domnului ambasador Emil Horzianu, precum și domnului Daniel Jinga, director al Operei Naționale București, doamnei Maya Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat, jurnalistul Ion M. Ioniță, excelențele sale istoricului Adrian Cioroianu, doamnei Veronica și domnului Michael Schmidt, președinții al Fundației M&V Schmidt, pentru contribuția lor
extrem de valoroasă și pentru că au susținut nemijlocit proiectul încă de la începutul acestuia. Nu în ultimul rând, doresc să-mi exprim întreaga apreciere față de aportul adus la promovarea și diseminarea mesajului nostru de către numărul impresionant de elevi, profesori și public larg, peste 75.000 de-a lungul celor 3 sesiuni de până acum, din școli și universități din România, Israel și Germania. Stimați invitați și participanți care ne urmăriți în această sesiune online, împlinim în curând un an de când am pornit fascinanta călătorie istorică și culturală prin moștenirea evreiască în Germania și 1700 de ani de când primii evrei au primit atât permisiunea de a se stabili, precum și drepturi civile în Köln. Era în 11 decembrie 321, o dată istorică ce a rămas consemnată într-un document păstrat ca mărturie la Vatican. Decretul semnat de către împăratul Constantin atestă, de fapt, că evreii s-au aflat pe teritoriul german dintotdeauna, că acestea nu au venit acolo din alte părți, iar coexistența acestora cu populația germană a fost adesea dificilă. După cum a subliniat și domnul Andrei Covaci, președintele Asociației 321-2021, 1700 de ani de viață evrească în Germania. Anul aniversar este o oportunitate binevenită de a schimba acest lucru. Nu numai în Germania, ci și mult mai departe. A fost declarația ex-ministrului german de externe, Elon Musk, pentru ziarul Judische Allgemeine, făcută la începutul anului 2021. Ce ar fi fost filosofia noastră ca popor german fără Moshe Mendelssohn? Cum ar fi fost științele naturii fără Albert Einstein? Dar viața culturală fără Gustav Mahler? Sau literatură fără Heinrich Heine or Franz Kafka? Prin acest an festiv, poporul german a demonstrat că apreciază cu adevărat moștenirea culturală evreiască și, mai mult decât atât, a asigurat că istoria va urma calea cea demnă și corectă. Pentru noi toți rămâne foarte important să aducem în atenția generațiilor tinere istoria așa cum a fost ea și nu poate fi ascunsă, pentru că învățând trecutul, consolidăm prezentul și pregătim viitorul. Mulțumesc Ambasadei Republicii Federației Germane la București, care a facilitat liceenilor complexul educațional Laudereut și nu doar lor, ci și celor peste 75.000 de persoane care au urmărit cele 3 sesiuni de până acum ale proiectului. Această călătorie prin cei 1700 de ani de istorie și cultură evreiască. Mulțumesc pe această cale inspectorilor de istorie din capitală și din Iași, Vaslui, Suceava, Sibiu, Bacău, Craiova, Curtea de Argeș și Timișoara, care continuă să susțină importanța studierii istoriei Holocaustului în licee din toată țara românească. Anunț cu acest prilej că odată cu finalizarea proiectului 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania, lansăm în întreaga țară concursul de eseuri pe tema combaterea antisemitismului și a extremismului în lume și a importanței studierii istoriei Holocaustului. Concursul de eseuri, care se bucură de o jurizare de excepție, va debuta pe 1 februarie și se va încheia pe 28 februarie, urmând că eseurile desemnate câștigătoare
să fie premiate și incluse în cartea martor a proiectului 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană, care va avea lansarea în primăvară acestui an în Parlamentul României. Și acum dau cuvântul domnului ministru al culturii, Lucian Mășcanu. Domnule ministru, vă rog. Tot vă mulțumesc mult de tot. O să am un scurt cuvânt. Am învățat de-a lungul timpului pe diverse scene că cele mai bune cuvinte sunt cele scurte. Vreau să salut și eu pe distinși reprezentanți din această sală și din online, domnilor ambasadori. Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să salut și pe distinsa Maia Morgan și să-i mulțumesc, n-am apucat să o fac direct, pentru momentul minunat de la Ziua Culturii. Pot să-i numesc prieteni pe Emil Hurezeanu, pe Adrian Cioroianu, doamnă ambasador, distinși invitați. Spunea președintele Germaniei, Steinmeier, dacă am pronunțat corect, că în istorie cultura evreilor a conferit strălucire culturii germane. Acum, vorbind din postura efemeră, de altfel, de ministru al culturii, pot spune, fără să mă înșel niciun pic, același lucru despre contribuția culturii germane și evreiești în România. Nu ar fi fost ceea ce este cultura românească acum fără scânteile, fără picăturile de geniu și de dumnezeire, de ce nu, ale celor care și-au lăsat amprenta nefiind români ca naționalitate, dar fiind români ca simțire în România. Și din mari evrei nu pot... Avusesem o discuție cu domnul ambasador mai acum câteva zile să nu îl nominalizez pe Reuven Rubin, un mare pictor de origine română care a fost și primul ambasador al statului Israel în România. Și mulți, ar trebui minute întregi să vorbesc doar de cei care au reprezentat mult pentru cultura română de origine evreiască și germană de asemenea. Mihail Sebastian, iarăși, sunt evidente numele din partea germană, nu pot să spun decât Hertha Müller, care a încununat cultura română a membrilor Comunității Germane cu un premiu Nobel pentru România. Și tot ceea ce ați făcut, stimați organizatori, stimați participanți în acest an, face odată să arătăm că nu există în ceea ce privește cultura, cel puțin, nu există granițe decât formale, că există întrepătrunderi milenare între diversele popoare care au trăit sau trăiesc în această zonă și nu numai, iar acest lucru trebuie să genereze respect pe absolut toate meridianele. Dacă istoria a lăsat în urmă lucruri extraordinar de grave și faptul că acum se studiază istoria Holocaustului, mă mândresc că sunt unul din senatorii care au susținut și au votat această lege în Parlamentul României, e foarte important pentru că nu trebuie să lăsăm să se mai repete nici măcar la nivel de gând ceea ce s-a întâmplat atunci. Iar cultura, fiind eminamente umană, fiind izvorând de la Dumnezeu și fiind expresia vibrației sufletului omenesc, este prima chemată să împiedice o asemenea repetare sau asemenea repetări ale istoriei în părțile ei negre. Încă o dată mulțumesc mult de tot pentru că m-ați invitat aici, pentru că m-ai invitat aici, Tova. Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut. Este un exemplu pentru că nu vreau să promit nimic, dar luându-mă după ceea ce ați făcut voi la 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania, avem și noi lucruri importante de sărbătorit și vom lua acest exemplu și îl vom face încercând să-l facem la același nivel. Mulțumesc pentru inspirație, felicitări tuturor și Ministerul Culturii este unul, eu sunt al 31-a Ministerul al Culturii, am văzut că programul a început cu fostul meu coleg. Indiferent cine va fi la cârma Ministerului Culturii, în Ministerul Culturii veți găsi un partener pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru parteneriatul solid pe care îl avem cu Ministerul Culturii în acest proiect. Excelența voastră, domnule ambasador Pierre Gebauer, ne bucură și ne onorează prezența domniei voastre aici,
vă rugăm să transmiteți celor prezenți mesajul dumneavoastră. Dear Minister Luciano Mașcanu, Excellencies on here, David, and on the screen, Adriana and Emil, and of course, dear Tova Ben-Nun Karibis. It's a great pleasure and honor to be here with you in this Laude Reut studio, and I warmly welcome all of you here, and of course, all those who are following us on the screen through the internet. Ladies and gentlemen, we are gathering today here on the eve of the International Holocaust Remembrance Day tomorrow, which is marking the liberation of the Auschwitz death camp and which is meant to commemorate the unspeakable suffering of millions of Jews, the unbearable ordeal that so many innocent women, men and children had to go through. And so allow me to shed a bit of light on this in my remarks. This commemorative work, this remembering the past, is of just utmost importance. Not for the sake of remembering something that had happened. No, it's first of all an obligation. We owe it to the more than 6 million murdered Jews in the Holocaust, the many more victims. We owe it to them to keep up the memory and remember them. And we have derived from this an obligation to make sure that this incomprehensible breach of civilization does not ever happen again. Nie wieder Auschwitz, never again Auschwitz, is a call that we, an obligation and a promise that we all have to give. This is of utmost importance because it obligates us to stand up against all forms of anti-Semitism, against all forms of hate crimes, hate speech, and in particular against the trend of neglecting the past, of denying the Holocaust, of distorting the facts. Ladies and gentlemen, this need to stand up and fight all these worrying trends has unfortunately become ever more important throughout the last years. Throughout the last decade, we have seen, unfortunately, an increase in hate crime and hate speech, often covered by the anonymity of the internet. We have seen throughout the pandemic, throughout the corona pandemic, an uprise in conspiracy theories, often blaming minorities like the Jews for being responsible. So it's more important than ever to make our voices heard and to stand up. Ladies and gentlemen, a lot has been achieved in this respect, and let me just touch upon a few issues here and a few actions that have been recently taken. First of all, I'd like to again mention the courageous decision by the Romanian Parliament to implement in their curricula an education phase of the history of the Jews and the history of the Holocaust. This is of utmost importance to reach the younger generation and to teach them about what has happened in the past. Throughout Germany's presidency of the International Holocaust Remembrance Alliance, Germany initiated a global task force against the distortion of the Holocaust and started a campaign, Protect the Facts, which is also used in the social media. I should also like to mention that Israel and Germany together initiated the recent adoption of a United Nations General Assembly resolution just recently adopted in New York, which is also meant to fight against any distortion of the facts and the denial of the Holocaust. And of course, this event series that we are concluding today is also a very important cornerstone in our endeavor, in our constant fight against anti-Semitism, in our strive and struggle for protecting the past and for keeping up the memory of the many, many, many victims. Dear Tova, thank you so much to you and your excellent team, to the Laude Reut Educational Complex, for being a partner in this endeavor. It's been an outstanding cooperation, and we are truly honored and pleased by this wonderful project that we implemented together. Thank you so much for that.
Ladies and gentlemen, very much looking forward to this event today. And with that, I'll again thank you for hosting this. And over to you again. Thank you very much. Thank you very much. Ne bucură că ambasada Germaniei este un partener educațional. Ne bucură că ambasada Germaniei este un partener educațional valoros. Vă mulțumim mult. De asemenea, un partener educațional important al școlii Laude Reut, nu doar pentru proiectul 1700 de ani, este ambasada Israelului prin excelența sa, domnul ambasador David Saranga. Excelența voastră, aveți cuvântul. Mulțumesc, Tova, domnul ministru, excelențele voastre, aici și pe ecran. Astăzi o să vorbesc în limba engleză. Am primit aprobarea din partea organizatorii. It has been an honor to join the celebration of 1,700 years of Jewish life and culture in Germany, a country with whom we share both great and tragic times. I would like to commend the organizers for this unique project of recounting such a rich history through meaningful events. Education and personal experience are the most effective way to combat racism and discrimination. By highlighting the historical bonds between our people, we break more and more stereotypes and we commit ourselves to build a better future. This event has successfully emphasized the importance of multiculturalism, tolerance, diversity, which empower progress. These are the premises for our societies to flourish and prosper. As the history of the Jews of the Jewish community in Germany illustrates, the coexistence of people, religion, ethnicities spark new ideas and create room for development in all fields, from literature and arts to natural science and industry. As you know, Israel is a country founded by immigrants, by Jews coming from all corners of the world, including Germany. Like, for example, the great-grandparents of my son, who immigrated from Berlin to Israel in 1932. Besides their dreams and hopes for their own country, these people also brought with them the ideas and values reflecting their own societies. For instance, Tel Aviv is known as the Bauhaus capital, a print of the strong connection between Israel and Germany, culture-wise, where this style originated. This spirit of multiculturalism is part of our DNA, a mix of cultures and heritage that is truly special. This event is being concluded one day ahead of the International Holocaust Remembrance Day. 77 years have passed since this tragedy took place, in which 6 million of Jews were tortured and killed. A country that had been their home for centuries became a place of torture, humiliation, indifference, and death. The Nazi regime tried to strip off their names and dignity and to reduce them to a simple number. With the liberation of Auschwitz-Birkenau, a reign of tyranny and persecution ended, while hope was born. Despite the brutality of history, today, Germany has one of Europe's most vibrant Jewish community. Israelis are also forming part of this community. While time has passed, unfortunately, the world has not become entirely liberated from hate and antisemitism. In the face of extremism, we must always remember and remind others about the horrors of the past so that such a world of terror can never return. Recalling the lessons of history, we can learn from them. While we acknowledge the good and the terrible times, we strengthen the bridges of friendship between generations and cultures.
And this is what this event has succeeded, to create a journey of both celebration and remembrance. Thank you. Mulțumesc mult, domnule ambasador David Saranga. Alături de noi și la această sesiune sunt mentorii proiectului. Excelența sa, doamna Adriana Stănescu, ambasadoarea României în Germania. Excelența sa, domnul Emil Horozianu, ambasador al României în Austria. Excelența sa, istoricul și profesorul universitar Adrian Cioroianu. Domnul Andrei Kovács, președintele Asociației 321-2021, 1700 de ani de viață evreiască în Germania. Și doamna Veronica Schmidt, vicepreședinte al Fundației M&V Schmidt, pe care invit să vă aducă gândurilor cu privire la acest proiect. Aș vrea să dau cuvântul doamna ambasador, doamna Adriana Stănescu. Poftim! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, dragă Tova! Stimate domnule ministru, excelențele voastre, domnilor ambasadori, stimată doamnă președinte a Complexului Educațional Laudereoi, stimată doamnă director a Teatrului Evreiesc de Stat, stimate doamne, stimați domni. Mă bucur să fim din nou împreună în acest cerc al inițiatorilor, partenerilor și participanților la proiectul dedicat celor 1700 de ani de istorie evrească în Germania. Proiect derulat pe parcursul a patru etape, cu susținerea partenerială a Ambasadei României în Germania și Ambasadei Germaniei în România, alături de Complexul Educațional Laudereuit și de foarte mulți parteneri din mediile culturale, academice și instituționale, atât din România cât și din Germania. Întâlnirea de azi are loc într-un context temporal deosebit de elocvent, cu multiple valențe simbolice. Astfel, pe 20 ianuarie am comemorat 80 de ani de la așa numita conferință de la Wannsee, un eveniment negru al istoriei, când înalți oficiali naziști au fost convocați pentru a discuta și coordona măsurile pentru punerea în aplicare a deciziei de deportare și asasinare în masă a evreilor. Pentru a marca această zi simbolică, adunarea generală ONU a adoptat o rezoluție prin care condamnă negarea și banalizarea Holocaustului. Inițiată de Israel și Germania, textul acestei rezoluții a fost adoptat în unanimitate la New York, solicitând statelor și mediilor online să combată activ antisemitismul și negarea Holocaustului. Pe de altă parte, mâine, 27 ianuarie, marcăm Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, fiind a 76-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau, context în care comemorăm victimele persecuțiilor comise între 1933 și 1945. Mai ales la Berlin, tema responsabilității față de memoria și istoria Holocaustului este intens resimțită, iar autoritățile publice germane și mediile publice sunt profund implicate în campanii ce sprijină construirea și perpetuarea unei dimensiuni lucide și active a memoriei publice. Privind și în lumina acestui context istoric, conceptul proiectului 1700 de ani de istorie și cultură evrească în Germania este unul deosebit de generos. Deschis la Köln, la 21 februarie al anului trecut, printr-un act festiv la care a participat președintele federal german Frank-Walter Steinmeier, proiectul include peste 1000 de manifestări culturale și artistice, dezbateri publice, acțiuni de informare și așa mai departe, derulate pe parcursul a mai bine de un an în toată Germania, cu susținerea guvernului german, autorităților de land și a numeroase instituții publice și private. Așa cum sublinia domnul Andrei Kovács, pe care îl salut cu plăcere, managerul proiectului derulat în Germania, proiectul nu a vizat atât un palier evenimențial centrat în jurul marilor evenimente comemorative, ce evocă nu odată accentele tragice ale istoriei, cât un nivel al istoriei cotidianului unei comunități evreiești, grefată pe un patrimoniu de cultură, civilizație, cunoaștere și sensibilitate. Această trecere de la istoria marilor evenimente marcate din istorie la scara umană a istoriei și la viața de zi cu zi a unei anumite comunități ne ajută astfel să aflăm într-un mod mai uman, cald și mai convingător legăturile intime dintre oameni și culturi.
Întreg proiectul reprezintă astfel o ocazie bună, nu doar pentru a explora conceptele care pledează pentru un dialog intercultural în sens larg, ci și pentru a scoate în prim plan un patrimoniu cultural și un nivel cotidian al acestuia, care merită mai multă atenție din partea noastră a tuturor. La aproape un an de la lansarea și în România acestui proiect, care a creat punți de cunoaștere între rețeaua partenerilor români și germani, ne face plăcere să salutăm și să felicităm Complexul Educațional Laude-Reut pe doamna Tova Ben-Lung-Herbis, care a depus un efort susținut în promovarea acestui proiect și care a izbutit să construiască un adevărat network de empatie culturală, toleranță și dialog intercultural. Salutăm totodată implicarea inclusiv a partenerilor români din mediile de educație, care au construit prin utilizarea comunicării online, prin videoconferințe și întâlniri în mediul virtual, un climat de conștientizare și emulație a curiozității culturale pentru temele culturii comunității evreiești din România și din Germania. Considerăm că exercițiul de comunicare și diplomație publică din cadrul acestui proiect a constituit un model ce poate fi o veritabilă sursă de inspirație pentru eforturi și demersuri suplimentare ce pot fi continuate, având în vedere faptul că în acest fel tema comunității evreiești are avantajul de a atinge atenția publicului și altfel decât prin intermediul abordărilor centrate în jurul comemorărilor zilei Holocaustului. Și mulțumesc în acest sens și domnului ministru Omașcanu pentru deschiderea și interesul de a continua această experiență. Mă bucură totodată că ambasada de la Berlin și eu personal, încă de la începutul mandatului meu în vara anului trecut, am fost cooptați între partenerii acestui proiect, în cadrul căruia, în luna septembrie a anului trecut, am organizat la Berlin o masă rotundă, o expoziție și un concert de muzică clasică, a căror înregistrare vom avea ocazia să o vedem cu toții astăzi. Și mulțumesc predecesorului meu, domnului ambasador Curezeanu, pentru inițiativă și pentru implicarea din primul moment în acest proiect generos. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și rămânem în continuare interesați de tot acest dialog. Mulțumesc mult, doamnă ambasador! Și mulțumesc pentru tot timpul acordat de-a lungul timpului de când aveți acest mandat. Aș dori să-l invit pe domnul Andrei Covaci, președintele această asociație 321-2021, care a devenit prieten de un an de zile. Poftim, Andrei! Da. Și mersi, Andrei e original din România. Da, și astăzi o să încerc să vorbesc în românește și mă scuzați cu toți dacă nu e perfect. Și o să vorbesc puțin mai personal. Putem să spunem că antisemitismul și teorie de conspirație sunt cei mai vechi virusii din istoria. Și astăzi, din nou, devin în ce în ce mai puternici. Cine ar fi crezut că așa ceva se întâmplă în societatea noastră din ziua de astăzi? Cu mai 76 de ani după Holocaustul, cea mai mare și teribilă crimă în istoria oamenilor. Mâine este Ziua Internațională de Comemorare de victimilor Holocaustului și este important să ne amintim mereu de lucruri teribile și rele de care oamenii erau capabili. Și este important să învățăm. Asigurăm că așa ceva nu se va mai întâmplă și se poate să întâmplă niciodată. Și din păcate, antisemitismul în România, în Germania și tot în toată Europa și lumea a devenit normal în viața de ziua de astăzi. Trebuie să ne luptăm contra antisemitismul acolo unde devine vizibil. La școală, la universitate, la serviciu, în familie, la restaurant, cam peste tot. Și trebuie să ne luptăm împotriva stereotipilor, să învățăm unul de pe altul și să ne cunoaștem. Nu numai că viața evreiască a contribuit la cultura europeană, română, germană, de mii de ani, dar nici nu suntem așa de diferiți. Viața evreiască face parte din Germania, din România și din Europa. Asta vrem să arătăm cu anul festivalului 1700 de ani de viață evrească în Germania și în Europa. Și eu personal m-am născut în România, așa e. Familia mea a trăit în România
și bunicii au fost deportați. De aia anul ăsta de sărbătoare și toată munca voastră la acest proiect înseamnă foarte mult pentru mine personal. Și aș dori să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru a contribuarea asta și vă mulțumesc la toți. Mulțumesc mult domnului Andrei Covaci și alături de noi este doamna Veronica Schmidt, co-președinte al Fundației M&V Schmidt și mă bucur mult de tot că ați reușit să fiți online cu noi. Poftim, Veronica! Deci, bună seara, stimați invitați și spectatori. Sunt foarte emoționată să particip la acest eveniment de comemorare. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre ceea ce reprezintă pentru noi această apropiere între fundația noastră, care promovează cultura și limba germană, precum și de aproximativ 4 ani, fundația noastră susține complexul educațional Lauderud pentru promovarea învățământului cu predare în limba germană. Anul trecut ne-am alăturat proiectul internațional 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană. Am decis să sprijinim acest proiect pentru că împărtășim aceleași valori de promovare a culturii și susținerea educației pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri. Și pentru că facem referire la următoarele generații, pentru acest an pregătesc în cadrul proiectului meu o șansă pentru toți copiii din cadrul fundației, o carte cu povești scrisă de mine, fetița mea, Ann-Catherine, care prezintă lumea în care trăim într-o perspectivă diferită. De exemplu, o lume a păsărilor, o lume a culorilor, o lume a florilor, a sunetelor și, nu în ultimul rând, o lume a tuturor. Pentru că dacă ar fi fost această lume a tuturor, nu ar fi existat aceste momente de comemorare, ceea ce trebuie lăsat uitării și, în același timp, trebuie să învățăm pe cei mici că ei construiesc o lume mai bună, mai frumoasă, prin talentul și educația lor, nu în ultimul rând, prin imaginația lor. În această carte nu vreau să mă evidențiez ca autorul principal, ci vreau să evidențiez două figuri, mama și copilul ei, pentru că familia este baza de la care construim istoria. Istoria despre care vorbim astăzi, despre care... Fără de care nu ar fi fost această întâlnire, nu ar fi fost trecutul și viitorul copiilor noștri. Și pentru că copiii fac istoria, pentru că dumneavoastră găzduiți școala de care vor pleca mai departe copiii care îi numesc copii ai lumii, pentru că vorbesc toate limbile, pentru că știu istoria, pentru că știu să construiască un viitor mai frumos. Sunt foarte emoționată. Îmi cer scuze pentru... Și vă doresc o seară bună tuturor. Mulțumesc mult, Veronica dragă. Aș dori să spun, să menționez spectatorilor că Fundația Schmidt, Veronica și Mihael sunt membri al Board of Trustees al nostru. Și acum... aș da cuvântul domnului ambasador Emil Horozianu, ambasadorul României în Austria. Și tot vreau să mulțumesc că de mulți, mulți ani este mentorul al Complexului Educațional Lauderud și membru fondator al Board of Trustees. Mulțumesc mentorilor acestui proiect și vă invit într-o călătorie prin istoria evrească în Germania, prezentată de mentorul nostru, domnul ambasador Emil Horozianu. Și după aceasta voi da scena jurnalistului și istoricului Ion M. Ioniță. Poftim, domnului ambasador! I'm afraid, under the circumstances, I will be the only one among the very distinguished Romanian guests speaking English.
so that also our distinguished colleague Per Gebauer understands something out of it. I'm relieved with Mr. Kovac in Germany. He speaks all the languages, as I understood. Thank you so much, Mrs. Chairwoman. It is indeed such a great pleasure, privilege being with you, with all of you, with you, Tova, first of all, and your miraculous army of excellencies, ministers, students, politicians, professors. We are meeting once more on a video conference, the imposed reality since during the last 2 years. Hopefully, we are not going to miss the virtuality once the true normality to touch and to be touched is here with us again. It has been almost a year since Tova informed me about her project shared with the German embassy in Bucharest. And here I have to pay an homage and the right tribute to the predecessor of His Excellency Per Gebauer as ambassador of Germany in Romania, Kurt Meyer-Claude. So we decided almost 1 year ago to mark the 107 years of Jewish presence in Germany through 4 episodes of diverse Memento Remember program. Being an old friend of Tova and of her great school in Bucharest, I accept immediately to be part of this unusual endeavor, then in my position in Berlin and now in my present one as ambassador in Vienna. I remained, and I'm happy to be the happy hostage of this energetic, competent, and charmingly contaminating lady. So my part of this unusual enterprise was to create and present 4 episodes in a kind of TV, almost homemade series about the Jewish presence in Germany. Although myself being neither German nor Jewish, not even an historian, as usual, when summoned by Tova, I said yes before realizing the dimension of my involvement in a Tova-led operation, where, as you might know, there is no mercy, no escape. The first episode was broadcast in April last year and was the presentation of 3 diplomats who have been instrumental in helping thousands of Jewish people to escape from Nazi Germany, among them the well-known among peoples, the Romanian diplomat Constantin Caragia. Then I directed, so to speak, a presentation of the very moving statuary monument of the Friedrichstrasse Bahnhof in Berlin, representing the so-called trains to the death and the trains to the life. As we recall, in 1938, hundreds of children escaped the Nazi Germany towards Britain via Netherlands, whereas unfortunately, later on, other thousands of them were sent to concentration camps. Today, you are going to watch the last 2 episodes on the remains of the Jewish presence in Germany and Berlin. For me, being part of this program has been like discovering myself within a continent of suffering and beauty, of brilliant history and uninterrupted sorrow, which accompanied and actually made up the substance of 1700 years of Jewish life in Germany. And now, let's follow together the last episode of my modest film essay. During the session later on, you will be having to watch again the 3rd episode, but this time with the appropriate English translation. Thank you.
Suntem în fața Ambasadei României din Dorotheenstrasse. E una din axele centrale ale Berlinului și ale Berlinului istoric. La capăt este insula muzeelor și primul institut de științe fizice din Germania, acolo unde Einstein și după el Max Planck și-au demonstrat în premieră teoria relativității primul. Spune așa, Koch, dacă ați auzit de el, a făcut demonstrația bacilului care poartă numele și care a învins încet și sigur tuberculoza. Între capătul dinspre insula muzeelor, unde era și centrul și ale Berlinului istoric, la capăt este insula muzeelor și primul institut de științe fizice din Germania, acolo unde Einstein și după el Max Planck și-au demonstrat în premieră teoria relativității primul și teoria cuantică al doilea. La celălalt capăt este Bundestagul, este Cancelarea Federală și la niciun kilometru în pas lent de aici, cam într-un sfert de oră, 10 minute, era zidul. Aici suntem în partea estică, în fosta capitală a Republicii Democrate Germane, Berlin, dincolo de zid era vestul. La mijlocul acestei străzi, între capătul dinspre Bundestag și Cancelarea Federală, Robert Koch, dacă ați auzit de el, a făcut demonstrația bacilului care poartă numele și care a învins încet și sigur tuberculoza. Între capătul dinspre insula muzeelor, unde era și centrul istoric al evreimii berlineze, și capătul care este acum capitala administrativă, cartierul politic administrativ al Germaniei reunificate, în spatele Universității Humboldt, avem un bust al filozofului Hegel, care în prima jumătate a secolului al XIX-lea a făcut cea mai perfectă demonstrație a tezei, antitezei și sintezei, devenind unul dintre marii filozofi ai istoriei. Ambasada României se află aici, într-un loc încărcat de istorie. Evreii din Germania s-au stabilit odată cu legiunile romane, la sfârșitul Antichității, rămânând în Imperiul extins, deși în partea dreaptă și în partea stângă a Rinului, la Köln, în primul rând, care este unul din marile orașe romane ale Antichității, colonia Agripină. Aici, în anul 321, în decembrie, printr-un edict al împăratului Constantin, care era în partea răsăriteană a Imperiului, la Constantinopol, evreii se pot stabili și pot avea funcții în oraș, la Köln. Bineînțeles că acesta este doar un document și de la el au pornit cercetătorii, istoricii, politicienii, ca anul acesta, începând din ianuarie până la sfârșitul lui, să aniverseze 1700 de ani de prezență a evreilor în Germania. Ea este mult mai veche și continuă până astăzi. A cunoscut suișuri și coborâșuri, vom avea poate prilejul ca în escalele noastre, din diverse puncte ale orașului, să mai vorbim despre ele. Berlinul este una din marile așezări germane unde s-au stabilit evrei, unde au venit și apoi au fost izgoniți aproape într-o cadență de 100 de ani. În secolul al XIII-lea, 1240, e un document care le stabilește venirea și la Berlin. În secolul al XIV-lea, cunosc o întemeiere aici, pot să fie meșteșugar, de exemplu, pot să fie comercianți. Apoi urmează o cadență foarte tragică, la 100 de ani, ba sunt lăsați, ba sunt izgoniți. De-abia în secolul al XVII-lea, odată cu deschiderea mai tolerantă a Prusiei spre ceilalți, și protestanți, și catolici, și hugenoții francezi, și evreii sunt bine primiți și evreii vor avea o contribuție importantă la prosperitatea statului prusac și a Prusiei, ajungând ca la sfârșitul secolului al XIX-lea să fie și bancheri importanți, Bleichröder, de exemplu, care a fost bancherul cel mai important al lui Bismarck, Alfred Balin, marele armator de la Hamburg, care a fost un prieten al împăratului Wilhelm al II-lea. Sunt sute de mii de evrei care sunt foarte prezenți în industria germană, în cultura germană, nu doar în domeniul financiar sau în domeniul economic. Cum bine știm, prima femeie profesor medic din istoria Germaniei
doamna Hirsch a fost evreică. Iluminismul, să zicem, mijlocul secolului al XVIII-lea, evreii sunt mari filozofi, muzicieni, compozitorul Felix Mendelssohn Bartholdy înființează aici primul conservator din Germania. Filozoful evreu Moses Mendelssohn este un prieten apropiat al lui Leibniz. Avem apoi toată pleiada de savanți. Cineva spunea în ultimile decenii că limba științei, înainte de 1933, în întreaga lume era germana, iar după 1933 a fost engleza vorbită cu accent german. Marii savanți germani, nu numai în domeniul fizicii, e cazul lui Einstein, ci și pictorii, artiștii, regizorii de film de la Potsdam emigrează. Științele politice sunt reinventate ca atare în Statele Unite de către evrei. Leo Strauss, Alfred Kantorovici, marii regizori de la Hollywood, sunt nume cunoscute, vin din Germania și din Austria, emigrând în urma declanșării persecuțiilor antievreiești de către regimul nazist și după anexarea Austriei în 1938 și în Austria. Acesta este locul. Nu putem vorbi de istoria Germaniei fără prezența evreilor. Ei au fost evocați în discursurile inaugurale ale acestui an jubiliar, să numim așa, 1700 de ani de prezență evreiască, și de președintele Steinmeier și de cancelarul Merkel, încă din ianuarie-februarie anul acesta. Ei au vorbit, amândoi, primii doi demnitari ai statului german, despre rolul lor indisociabil în istoria Germaniei, despre marea fractură istorică care s-a produs odată cu 1933. Însă un șir nesfârșit de persecuții sunt înregistrate mereu încă din Evul Mediu. E probabil perioada cea mai liniștită astăzi, deși sunt destui care observă cu îngrijorare că manifestări antisemite și chiar atentatul antisemit una oară din octombrie 2019 de la Halle este un exemplu, chiar atentate antisemite cu victime au loc și în prezent. Un cunoscut ziarist german care publică în Die Welt, la începutul acestui an, care marchează 1700 de ani de prezență evreiască în Germania, spune așa: atenție, avem o problemă. Noi spunem mereu că evreii au avut o contribuție importantă la istoria Germaniei. Dar evreii care au avut o contribuție importantă la istoria Germaniei, cei mai mulți dintre ei au fost germani. Einstein n-a fost tolerat în corpul oamenilor de știință germani. Nu s-a insinuat ca evreu, ca alogen printre autohtoni. A fost un german care s-a născut aici, a studiat aici, a inventat aici. Forma aceasta de memorie prin care evreii sunt văzuți ca un grup, ca o comunitate, supuse adevărat unor persecuții speciale, pornind de la religia lor, pornind de la prejudecățile, clișeele, pozițiile celorlalte mari comunități europene în ce privește. Plasarea lor într-o zonă a celor străini, care sunt fie tolerați, fie la un moment dat persecutați, este o viziune greșită, spune acest om. Sigur, articolul lui și el însuși au fost supuși unui tir de critici, dar avem aici, în acest punct de vedere, un sens nou la care merită să reflectăm. Evreii nu sunt străini față de noi, nu sunt marțieni, ci sunt europeni, sunt germani dacă au trăit în Germania, sunt români dacă au trăit în România, francezi dacă au trăit în Franța. Și fiecare dintre aceste țări unde ei au avut perioade fericite, dar și perioade mai nefericite, dramatice și chiar tragice, în ultimile decenii, în secolul al XX-lea, în deosebi, are datoria să-și facă examenul în mod liber, critic și autocritic, pentru că doar în felul acesta greșelile trecutului, deci și suferința unor oameni,
nu se vor mai repeta. Continue our journey. I'm Yone Menica. I'm journalist and editor-in-chief of History magazine here in Bucharest, Romania. Your Excellencies, David Saranga and Your Excellency Gebauer, Ambassador Gebauer, I'm happy to have you both here and to continue our discussion and our event. Also, Mr. Daniel Jinga, director of Romanian Opera. Thank you for your participation. We'll continue with the members of Laude Reut Students Council speaking about anti-Semitism, extremism, and the necessity of Holocaust studies in the Romanian school. Bună ziua tuturor! Continuăm evenimentul nostru extraordinar. Avem participarea cu care v-ați obișnuit deja, excelențele sale, ambasadorii Israelului și Germaniei în România, de asemenea directorul Operei Naționale Române, domnul Daniel Jinga, alături de noi și le mulțumesc. Continuăm cu un moment extraordinar, este vorba despre vocea tinerilor, cei care trebuie să continue această călătorie a memoriei, iată, veche de sute și mii de ani, cei care trebuie să preia ștafeta. Vorbim despre antisemitism, extremism și despre necesitatea studiului Holocaustului în școlile de pretutindeni și din România. Să urmărim filmul. Sunt Marcel Bartic, sunt profesor de istorie la Complexul Educațional Laude Reut și vă propun în minutele următoare să ne însoțiți într-o mică dezbatere legată de introducerea programei privind studiul Holocaustului în școli. Probabil că vă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni, în Parlamentul României, această programă școlară a fost introdusă oficial în toate liceele din țară. Noi am fost foarte curioși să vedem cam care este impactul acestei măsuri. Am luat interviuri pe stradă, am întrebat oamenii ce știu despre asta, ce nu știu, ce părere au. Am mers prin liceele cu care noi colaborăm și am vrea să, nu știu, să avem așa o finalitate acestui demers, sigur că da, întrebându-i și pe reprezentanții elevilor de la noi din școală. Așa că vă invit, hai să-i cunoaștem pe copiii care reprezintă pe elevii din Laude Reut și am să-i rog să-mi răspundă la câteva întrebări legate de măsura asta a introducerii studiului Holocaustului. Trebuie să știți că școala noastră stă cumva la originea introducerii acestei programe, pentru că primul manual privind studiul istoriei Holocaustului a fost făcut aici, în școală, de către profesorii și, n-am nicio îndoială, împreună cu elevii acestei școli. Aș vrea să vă întreb în primul rând, de ce credeți că este important să avem această disciplină școlară în programul nostru educațional? Mi se pare important să știm despre acest eveniment, să nu-l ignorăm, să învățăm, să-l analizăm, să înțelegem ce s-a întâmplat, ca să putem să înțelegem și să nu se repete acest eveniment. Dar pentru a realiza că nu mai trebuie să se întâmple aceste lucruri, trebuie să și cunoaștem exact faptele care au survenit și faptele care au dus la apogeul pe care îl știm cu toții din cărțile de istorie. Adică în spatele a unor numere și în spatele unor poze triste există și oameni în sine și există și multiple acțiuni care au dus la asta. De ce credeți că lucrul ăsta se întâmplă abia acum? Ce anume, care sunt factorii care au îngreunat până acum introducerea acestei programe școlare în liceele din România? De ce nu s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani, 20 de ani? De ce atât de târziu? În primul rând, având în vedere că este un subiect destul de tabu, bineînțeles că apare această greutate de a expune pe copii la un subiect de tipul acesta și totodată putem spune că apare această idee de nu s-a întâmplat la mine, de ce să învăț, de ce să știu să pun?
În primul rând, istoria nu ar trebui să fie un subiect tabu. Învățăm despre primul război mondial, al doilea război mondial, războiul rece, de când ne știm. Și nu putem nega că multe decese au avut loc și în timpul acestor atrocități. Și atunci, Holocaustul nu face decât să demonstreze unde poate duce ura și de ce nu ar trebui să procedăm într-un anumit fel. Arătăm informațiile să se înțeleagă de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și să învățăm mai departe această informație, că n-are voie, nu are cum să fie uitată, este extrem de importantă. Ce simțiți că s-a îmbunătățit, ați câștigat educațional în urma activităților, cursurilor legate de istoria Holocaustului? În primul rând, cred că ar trebui să avem o înțelegere globală asupra acestui subiect, având în vedere că este unul foarte complex, este extrem de complicat să îl înveți pur teoretic. Este un subiect care a fost și controversat de-a lungul timpului și, datorită complexității acestuia, este suficient de greu de înțeles încât trebuie explicat de mai multe ori sau uneori și cu persoane care poate, cum am avut acea întâlnire cu persoana care a supraviețuit acest eveniment. Acestea sunt foarte importante, mai ales că atrag toți copiii către acest subiect și că îi atrag să fie atenți la ceea ce s-a întâmplat. Ne poate ajuta să cumva vedem o persoană, să fim mai, să avem mai mult respect sau să avem mai multă grijă când vorbim cu persoane care asupra care a avut un mai mare impact. Holocaustul nu e doar despre evrei și experiența lor. E un exemplu ce s-ar putea întâmpla când discrimini un om sau când îl judeci doar după religie, după culoare, după orice. Și de asta e important. Nu e doar pentru este evreu și asta i s-a întâmplat lui. Pentru că faptul că în continuare s-ar fi putut întâmpla la altcineva, altă persoană, nu știu dacă legat de religie, de legat de culoare, și asta e atât de important să învățăm despre Holocaust. Și totodată e foarte relevant să ne aducem aminte că suntem oameni și că în Mein Kampf ale Hitler, nu numai evrei erau targetul, cumva într-adevăr ei erau printre primii de pe listă, dar urmăm chiar și noi, adică noi care am făcut acte cu siguranță antisemite, eram pe lista celor care trebuiau să urmeze și să fie, dacă era perpetuată acțiunea asta, în taberele de concentrare. Și asta e halucinant pentru cineva care nu poate să știe, pentru că n-a fost la școală, ce s-a întâmplat de fapt și care au fost cauzele și cum au văzut oamenii respectivi tot ansamblul ăsta de ideologii. Nu știu, gândiți-vă la două valori pe care studiul acestei programe școlare le oferă elevilor. Hai să vedem. Cred că principala valoare este solidaritatea. Solidaritatea. Pentru că de pe internet și din lume există cumva o cunoaștere comună că a fost ceva rău și că este important, dar noi nu știm de ce este important și de ce ar trebui să ne pese. În regulă. Hai să ne vedem. Eu cred că cea mai importantă valoare este empatia, deoarece te învață practic oricine în jur tău, sunt tot oameni, nu contează că sunt diferiți de tine într-un fel sau altul. Asta este ce mi se pare că ar trebui să luăm din programa de studiu a Holocaust, de empatie. Ar trebui să învățăm să respectăm și acceptăm pe toată lumea din jurul nostru, indiferent de origini sau de rasă sau religie. Prin acest contraexemplu putem învăța ce să nu facem. Ce credeți că ar mai trebui să facă societatea asta noastră ca antisemitismul, xenofobia, rasismul să dispară în societate din spațiu public? Noi avem privilegiul de a învăța despre asta și suntem într-o bulă, numai că mi se pare că cea mai grea parte este să convingi oamenii care nu vor să fie convinși de aceste fapte și atunci, de la campanii, la discuții televizate, la postări pe internet, sunt atâtea lucruri care merită făcute pentru a ajunge la acei oameni care nu caută asta, care pur și simplu trăiesc cu senzația asta că știu. Și una dintre cele mai grele chestii este să accepți că nu știi, să accepți că ai greșit și totodată să accepți să primești ajutor. Vreau să mai adaug un cuvânt, că exact sunt total de acord cu ce a spus Ialin. Mi se pare că până și conversația pe care o avem acum este super importantă. Nu trebuie să fie ceva cel mai oficial sau așa ceva. Să vorbim despre asta, să comunicăm opiniile, să înțelegem opinia celuilalt. Asta este de fapt important și asta e. Că în școală câteodată înțelegi, înveți, dar este diferit de a înțelege și a pricepe de la școală decât să vorbești cu cineva.
Aș vrea să mai adaug eu încă ceva. Aș spune activitățile de integrare a comunităților, a minorităților, spre exemplu comunitatea evrească, și totuși, pentru a concretiza, aș spune activitățile organizate de tineri, pentru că atunci când publicul larg observă că tinerii sunt interesați și că vor cumva să ajute la dezvoltarea comunității într-o manieră pozitivă, atunci cred că ar fi ceva extrem de avantajos. Am impresia că oamenii sunt, în general, ostili față de lucrurile pe care nu le cunosc și față de persoanele pe care le percep ca fiind diferite. Și cred că primul pas ar fi să le arătăm oamenilor că minoritățile nu sunt atât de diferite față de ei înșiși. Dragi prieteni, ați fost alături de reprezentanții Consiliului Elevilor din Complexul Educațional Laudereut. Cred că mesajul pe care l-am strâns cumva de la ei și pe care vreau să vi-l dau mai departe poate fi sintetizat într-o propoziție, într-o idee pe care cu siguranță o cunoașteți, dar mi se pare cu atât mai important să o repetăm ori de câte ori este nevoie. Fii tu însuți schimbarea pe care o vrei în lume. Extrem de importante părerile elevilor de la Laudereut și felicitări școlii, profesorilor și elevilor pentru modul în care înțeleg lumea în care trăiesc, pentru modul în care păstrează memoria și merg mai departe, înțelegând foarte bine ce trebuie să facă pentru ca trecutul să nu revină în formele lui cele mai barbare și mai oribile, dar de asemenea având o viziune extrem de clară despre societatea și rolul pe care îl vor avea ei în această societate în viitor. De la București mergem la Berlin din nou, pentru că avem această îngemânare de lumi. De la București, de la Berlin, lumea evreiască, de asemenea în acest proiect 1700 de ani de istorie evreiască și cultură în Germania. O masă rotundă la ambasada României din Republica Federală Germană despre viața evreilor și această istorie extraordinară de 1700 de ani, împreună cu ambasadorul României în Germania, doamna Adriana Stănescu, excelența sa, dr. Felix Klein, comisar al Guvernului Federal pentru viața evrească în Germania și lupta împotriva antisemitismului, Andrei Covaci, președintele Asociației 321-2021, pe care l-ați văzut mai devreme, o parte dintre cei care participă la această masă rotundă au participat efectiv la realizarea acestui proiect, de fapt toți dintre ei, și au avut intervenții mai devreme, de asemenea Hanach Danel, consilier cultural al Consiliului Central Evreiesc din Germania, și pentru cei care ne privesc din străinătate, our guest from abroad, I will present you the Berlin Roundtable about 1,700 years of Jewish culture and history in Germany. And we have a special guest, Adriana Stănescu, Romanian ambassador in Germany, Felix Klein, federal government commissioner for Jewish life in Germany and fight against antisemitism, Andrei Kovac, president of association 321-2021, 1,700 years of Jewish life in Germany, and Hanach Danel, cultural counselor at the Central Jewish Council in Germany. Please, let's see the images. Vă găzduiesc astăzi la Ambasada României la Berlin, cea de-a treia sesiune dintr-o serie de evenimente concepute ca o călătorie, periplu, educațional, cultural și artistic prin 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania. În calitate? Doresc să mulțumesc doamnei Tova Ben-Nun-Kerbis, președinte fondator al Fundației Magna Laudereut și a Complexului Educațional Laudereut, sufletul și coordonatorul dedicat al programului 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania. My family has a very strong connection to Romania. My father grew up in Hermannstadt in Sibiu, and our family was rooted there in Transylvania for hundreds of years. And
And I'm very happy that not only the memory, but the presence of Romania was always alive in our family. And I myself frequently go with pleasure to Romania, as you mentioned, even recently when we commemorated in Romania in June the terrible pogroms in Iași, the 80th anniversary. I was present at a very moving ceremony in the Romanian Parliament, where I had the honor to address your audience. Let me maybe go back a little bit. Yes, my family comes from Romania, so we are actually a Hungarian Jewish Romanian family from Romania, so mixed a little bit between Bucharest and Târgu Mureș, where I was born. So it's a very interesting experience actually also to think about now, what did we bring as a family also to German Jewish culture? Because we have to know that before the immigration from the former Soviet Union started, there were around about under 30,000 Jews living in Germany. Nowadays it's around 150 estimated, 150,000. So, and there was a lot of actually influence also from countries like Romania, also of course from Hungary, also from Transylvania, that came in and that influenced actually Jewish life as we see today. So most of Jews that live here today have actually a migration background, if you like. And the problem is that we heard actually a piece of Bach. Now, scientists talk about the anti-Semitism, Bach as an anti-Semite, which is, I think, quite empirically proven already. There is a discussion actually going on. So what we learn from this, I mean, he was one of the most beautiful genius composers of the history. He was an anti-Semite, which by that time was totally normal. So basically, anti-Judaism at that time wasn't something spectacular. We don't know, maybe even Mozart wasn't very pro-Semitic, we don't know that. What it shows us that this is a normality that we had now for 1,700 years, over 1,700 years, as long as Jewish life exists in Germany and Europe. So now today, in 2021, we try to change that. That's a huge effort. It's nearly impossible. It's a very, very big and deep tradition, actually, which is in the heads. The oldest virus in mankind is anti-Judaism and anti-Semitism. So the fight is so, so hard, and even more thankful. Yes, I think it's a very good idea that the Romanian embassy takes part in this celebratory year of 1,700 years of Jewish life in Germany. And and I'm also very happy that one exhibition of ours is shown here in the Romanian embassy. It's the exhibition of Jewy Lewis of Rollen. It's made by the comic artist Ben Gershon. It's a young man, and as his main character, Jewy Lewis, who wears a kippah and who's trying to live a Jewish life in Germany, which is not always easy. And of course, he has to cope also with all kinds of challenges, but he also wants to be part of the German majority. În special al Guvernului României pentru promovarea politicilor împotriva antisemitismului și xenofobiei. Our next guest is Alexandru Muraru, special representative for promoting policies of memory and combating antisemitism. He is our guest and we'll see his presentation, please. Excelența voastră, doamna ambasador Stănescu, stimați invitați, felicitări organizatorilor pentru inițiativa de a avea acest eveniment în cadrul proiectului dedicat marcării a 1700 de ani de istorie și cultură evrească în Germania. Vă mulțumesc pentru invitația care mă onorează de a vorbi despre gestionarea memorialului legat de prezența comunității evreiești din România. Asemenea Germaniei și multor altor țări europene, timp de secole, România a găzduit o comunitate evrească numeroasă. Începuturile prezenței evreiești pe pământ românesc cuprind multe povești despre toleranță și conviețuire în diversitate.
În general, în perioada medievală, evreii care erau alungați din alte părți ale Europei se refugiau în principatele române, unde găseau autorități mai tolerante. Printre ei au fost evrei sefarzi, refugiați din peninsula iberică, și evrei așchenazii, care au venit din centrul Europei. Refugiați în nord-estul României de astăzi, evrei așchenazi au continuat să vorbească limba Yiddish, un dialect sudic al limbii germane. Yiddish conține în special termeni legați de viața de toate zilele și de afaceri, astfel încât evrei așchenazi au adus în România un mod de viață inspirat din cultura germană. În orașele și satele românești în care s-au stabilit, membrii comunității evreiești și-au adus aportul deosebit de valoros la viața culturală, economică și politică, aport întrerupt în mod forțat de măsurile discriminatorii și legile antisemite din perioada interbelică și mai ales de evenimentele Holocaustului. Sutele de mii de victime ale Holocaustului, împreună cu pierderile materiale și financiare suferite de evrei români și valurile de emigrare care au urmat, au avut consecințe devastatoare pentru comunitățile din care aceștia făceau parte. România, ca stat care a fost implicat activ în proiectul european al Holocaustului și a eliminat a doua cea mai numeroasă populație evrească din Europa, are datoria morală să păstreze vie memoria victimelor și a realizărilor membrilor comunității evreiești de pe teritoriul său de-a lungul timpului. În raport cu alte țări, din nefericire am mirosit mult timp în procesul de gestionare a trecutului nostru. În cei 45 de ani de dictatură comunistă, cărțile de istorie au dat vina pentru Holocaust exclusiv pe naziștii germani. Nu s-au organizat comemorări ale Holocaustului, iar documentele importante despre organizarea pogromurilor și masacrelor de pe teritoriul României au fost clasificate, prin urmare cercetarea asupra Holocaustului din România a fost rudimentară. Mai mult decât atât, nu au existat politici de protecție a minorităților și a culturilor în acei ani în care foarte mulți evrei români au ales să emigreze. Până la începutul anilor 2000, nu a existat voință politică de a recunoaște și de a asuma antisemitismul propriu și atrocitățile comise de forțele statului român în timpul celui de-al doilea război mondial. Începând cu 2004, după publicarea raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, condusă de Elie Wiesel, autoritățile române au făcut unele progrese în asumarea trecutului. În acel an, data de 9 octombrie, a fost declarată Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, fiind data din 1941, când evreii români au fost deportați pentru prima dată în lagările de concentrare. În 2005 a fost creat Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, numit după Elie Wiesel. Cărțile de istorie au fost rescrise pentru a include mai multe informații despre Holocaustului din România și au fost adoptate măsuri legislative pentru a sancționa antisemitismul și glorificarea persoanelor condamnate pentru acte de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Însă ne mai rămân foarte multe lucruri de făcut pentru a putea transmite viitoarelor generații o bună cunoaștere a istoriei evreilor din România și a istoriei Holocaustului. Aș vrea să vă prezint trei exemple de proiecte în curs prin care România face un progres în acest sens. Anul acesta, autoritățile locale din Iași au reușit să inaugureze un muzeu de istorie al pogromului din Iași, precum și un memorial dedicat victimelor din curtea fostului sediu al poliției, unde mii de membri ai comunității evreiești au fost uciși în perioada Holocaustului. Muzeul și memorialul vor contribui cu siguranță la conștientizarea și la educarea localnicilor și turiștilor despre Holocaust și despre viața evrească din România, cu efectul prevenirii și combaterii antisemitismului. Un alt proiect important este Muzeul Național de Istoria Evreilor din România și al Holocaustului, care este în construcție în centrul Bucureștiului. Expozițiile care vor fi găzduite acolo vor fi un instrument de informare și educare a publicului larg despre viața evrească din România, dar și o armă de combatere a antisemitismului, a negării Holocaustului și a intoleranței. Nu în ultimul rând, prima strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură, a fost adoptată în acest an, în luna mai, și va fi implementată în România în următorii 3 ani. Ea va prevedea înființarea unor programe educaționale de cercetare a Holocaustului în universități, dar și programe pilot interactive care să sporească interesul elevilor pentru istoria comunității evreiești.
În calitate de reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei pentru lupta împotriva antisemitismului și a xenofobiei, voi continua să susțin și să coordonez toate eforturile autorităților centrale și locale pentru ca România să păstreze memoria prezenței comunității evreiești și să protejeze multiculturalismul pe teritoriul său în prezent. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Mulțumim, domnule Alexandru Muraru, pentru intervenția sa extrem de valoroasă în această discuție pe care o avem și am plăcerea să o prezint acum pe doamna Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat din București. Este la sediul teatrului, precizez că a filmat astăzi împreună cu echipa a televiziunii din Franța un documentar care are ca subiect 28 de personalități feminine din Europa. Și doamna Morgenstern este reprezentanta României în acest cadru. Felicitări foarte mult pentru toate realizările pe care le aveți și mulțumim pentru participarea dumneavoastră la evenimentul nostru, iată, care închide acest ciclu de un an de zile dedicat culturii și istoriei evreilor din Germania, dar și din România. Vă rog, doamna Morgenstern, spuneți-ne. Bună seara. Ce gândiți despre aceste evenimente? Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație, excelențele voastre. Am așteptat cu interes acest moment în care pot să mă adresez dumneavoastră. Mi-e foarte drag să fiu aici. Parcă îmi vine așa să vorbesc în franceză. Toată ziua am ciripit numai în limba franceză. Alors, bonsoir tout le monde, puisque on est européen. Bon, glumesc, sunt la Teatru Evreiesc, sunt după o zi întreagă de filmat ceea ce reprezintă teatrul nostru în, și pentru cultura românească, cultura universală. Teatrul Evreiesc a fost destul de puțin menționat în discursurile de mai devreme. Noi existăm aici de foarte multă vreme. De altfel, cum e bine de știut, în Teatrul Evreiesc s-au filmat momente importante, momente ce fac legătura, practic, sunt o prezență vie, o demonstrație concretă a prezenței evreiești în cadrul culturii, partea culturii universale, partea culturii românești, partea patrimoniului cultural internațional, spectacolele dincolo de emisiuni, discursuri, intervenții, spectacolele de teatru care se adresează direct publicului. Desigur, suntem într-un moment puternic pentru memoria noastră, puternic pentru memoria noastră celor care suntem a doua generație, cum sunt eu, generația a doua a supraviețuitorilor Holocaustului. Suntem într-un moment în care comemorăm cu pioasă aducere aminte victimele pogromului din București între 21 și 23 ianuarie 1941. Teatrul nostru a avut și are organizează evenimente dedicate acestor momente dureroase, cumplite. În același timp, prin ceea ce facem în Teatrul Evreiesc de Stat, continuator al tradiției evreiești, închideți un microfon, domnul Ioniță. N-ar fi să închideți un microfon, ceva fâșie. Bine, nu mai microfon. Așa. Ceea ce facem prin programele noastre în Teatrul Evreiesc de Stat și grație actorilor noștri, întregului colectiv, ce a găzduit filmarea momentelor artistice dedicate acestei generoase, importante, serioase inițiative și anume 1700 de ani de prezență evrească în spațiul german. Actorii teatrului nostru au adus în atenția publicului fie momente din Brecht, fie momente din poezia idiș, fie cântece, desigur, de ce nu,
și încă o dimensiune, o latură a identității evreiești, cultura ladino. De asemenea, teatrul evreiesc a organizat, devine un pol, un centru al renașterii, oare e nevoie, al continuității cu siguranță expresiei culturii evreiești, idiș, de data asta în lume. Și anume, teatrul evreiesc a organizat, teatrul evreiesc de stat din București, continuatorul teatrului Barașeum. E bine să știm că teatrul Barașeum, această clădire monument istoric în care ne desfășurăm activitatea, aici a fost o clinică, clinica unui doctor, Iuliu Baraș, figură controversată, dar eu sunt obișnuită cu controversele. Aici s-au adunat artiști, actori, cu multă vreme în urmă pentru cei foarte tineri, pentru noi, cei mai trecuți prin viață, nu cu așa de multă vreme în urmă, pe vremea legilor rasiale. E bine de înțeles că ceea ce comemorăm noi acum, memoria victimelor Holocaustului, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Holocaustul n-a apărut din senin ca un trăsnet, n-a apărut ca un cataclism natural, ca un dat, ca o fatalitate. Holocaustul s-a insinuat, s-a inserat, a pătruns ușor și, dar sigur, ca un spin veninos în conștiința, în inimile, în comportamentul oamenilor ce au fost demantelați, că așa e la mod acum cuvântul ăsta, de umanismul, de umanitatea lor, încet și sigur cum. Am mai scris despre, și nu numai eu, și nu numai eu, oameni mai înțelepți decât mine, cuvântul, sloganul, frazele sfărăitoare, frumoasele discursuri, îmbătătoare, înșelătoare, a căuta pe cineva să fie vinovat de nefericirea ta, dar asta voi lăsa să vorbească cei mai pricepuți sociologi și înțelepți. Teatrul evreiesc, prin programele sale, prin proiectul său de programe, Memoria Holocaustului, aduce în fața spectatorilor noștri pe care ni dorim și reușim să o facem. Cu înțelepciune, cu inima deschisă, dorim să construim punți de comunicare, aducem în fața publicului nostru pe care ni-l dorim numeros și mai ales tânăr. Și ne putem să spunem că reușim lucrul ăsta, aduce această tematică, vorbește în permanență la nivel emoțional. Noi nu facem discursuri, noi nu suntem un centru de istorie și cercetare, suntem un teatru, o instituție publică de cultură. De asemenea, Teatrul Evreiesc de Stat se află la a șasea, să fim sănătoși, să ne pricepem a o face, a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru, Limbă, Cultură și Tradiții Idiș, TES Fest. Și dacă nu știam la prima ediție și ne întrebăm în permanență cui trebuie asta, cine mai are nevoie, la șasea ediție, acum și chiar în acești ani complicați, dificili, încercați de tot felul de lovituri la nivel social, la nivel personal, abundă dorința, cererile de trupelor profesioniste de teatru, de muzică, conferințe, spectacole, expoziții, performance-uri, pentru că nu rămânem numai ancorați, deși ne aflăm rădăcinile puternic înfipte și de acolo ne extragem seva în tradiția evreiască a teatrului și culturii evreiești idiș, privim în viitor, ne adresăm unui public nou, informat, inteligent, ne adresăm oamenilor ce ne cunosc mai puțin. Și odată ce au deschis ușa teatrului, poate o vor deschide cu siguranță și a doua oară și a treia oară, poate vom reuși în mod concret și real un dialog și o punte de comunicare ce va face posibil în mod real continuitatea
tradiției evreiești, idiș, aici, în București, în România. Vă mulțumesc frumos pentru această invitație. Vă așteptăm la Teatrul Evreiesc de Stat. Vă așteptăm la evenimentele noastre. Suntem aici. Vă așteptăm să fiți aici în mod fizic, să ne urmăriți evenimentele și în mediul online, pentru că am fost obligați să transmitem și așa, să mergem mai departe împreună. Sănătate tuturor! Mulțumim foarte, foarte mult! Cu siguranță ușile Teatrului Evreiesc de Stat vor fi trecute de publicul din România și de publicul tânăr, pentru că păstrați într-adevăr această tradiție extraordinară a culturii și sunteți, iată, un teatru profesionist care joacă și piese în idiș, păstrând această tradiție care în alte părți s-a pierdut și în alte locuri, dar iată că memoria rămâne vie și este transmisă noilor generații. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pe scena culturală bucureșteană și europeană, bineînțeles. De asemenea, un punct important este această colaborare pe care Fundația și Complexul Educațional Laudereut l-au cu, iată, o altă fundație și doamna Tova Benuncher vi s-a vorbit mai devreme despre parteneriatul cu Fundația Mihail și Veronica Schmidt. Este fundația care se ocupă de păstrarea tradițiilor minorității germane din România, este extrem de implicată în acest lucru, în promovarea limbii germane și iată că are un parteneriat de 4 ani cu Complexul Educațional Laude Reut. Extraordinară colaborare într-o fundație germană, o fundație de cultură și educație evrească în București pentru promovarea valorilor care ne unesc. Avem un material de la Fundația Mihail și Veronica Schmidt despre ceea ce fac pentru păstrarea acestor valori în România de astăzi. Filmul Haferland, festivalul Haferland pe care îl cunoaște toată lumea din România.
Ne întoarcem la Berlin, de data aceasta, pentru a vedea a doua parte a excepționalului documentar realizat de excelența sa, Emil Hurezeanu, fost ambasador al României la Berlin, acum ambasador la Viena, și urmărim a doua parte a incursiunii sale în istoria Berlinului și, bineînțeles, a comunității evreiești din capitala Germaniei. Să-l urmărim! Suntem în așa zisul Spandauer Vorstadt sau Scheunenviertel, adică în cartierul de la marginea Berlinului, cartierul hambarelor. Ce înseamnă asta? Zidul cetății medievale berlineze era undeva în partea asta. Ambasada unde am fost era în interiorul, în Dorotheenstadt, în interiorul cetății medievale. Aici suntem în afară și berlinezii și-au construit hambarele ca să evite incendiile dese în interiorul cetății, în afara zidului. Tot aici și-au găsit adăpost sălași, ocupații și evrei. Veniți din est sau veniți din vest. Există evrei germani care sunt cunoscuți la nivel comunitar sub numele de Ashkenazim din sud-vestul Germaniei. Acolo se consolidează la începutul evului mediu comunitatea lor. Există și evrei sefarzi care vin însă din Portugalia, și cei spanioli erau toți sefarzi, aduși la Hamburg în jurul anului 1600. Din cauza asta, la Hamburg, dacă veți merge în cartierele din jurul portului, în centrul orașului, veți remarca și astăzi o prezență portugheză importantă, restaurante, alte locuri de întâlnire. Aici suntem la Berlin. Majoritatea evreilor care locuiau aici aveau ocupații foarte concrete. Suntem departe de perioada când Biserica Catolică interzice folosirea dobânzii, uzura, care e considerat unul dintre cele mai mari păcate posibile de creștinism. Și anume să faci împrumuturi, să împrumuți pe cineva și să ceri dobândă. Din cauza asta, mulți evrei care sunt în afara acestor prohibiții ale catolicismului, nu trebuie să le respecte, devin bancheri. Ei nu aveau imagini în sinagogi. Cineva spune, din cauza asta au devenit mari regizori și actori, pentru că și-au redescoperit imaginea odată cu filmul la Hollywood și puțin înainte. Nu puteau să fie agricultori, nu puteau să fie meseriași, deși au fost și agricultori și meseriași. Și atunci au devenit comercianți. Cert este că în această parte a orașului locuiau foarte mulți evrei, care lucrau în industria textilă la sfârșitul secolului al XIX-lea. În spatele meu, cupola frumoasă, impozantă, este a noii sinagogi, inaugurată în 1866 în prezența prințului Otto von Bismarck, cancelarul Reichului. Este a doua mare sinagogă a Berlinului, cea clasică, vechea sinagogă, este puțin mai departe, în aceea zonă, în același cartier, locuit de evrei. În 9 noiembrie 1938, în noaptea de cristal, atunci când magazinele sunt devastate, în întreaga Germanie sunt incendiate și sinagogile. Vechea sinagogă, de la mijlocul secolului al XVIII-lea, este incendiată. Și multe altele. Aici era o comunitate de 10.000 de persoane în 1938. Această sinagogă este cruțată. Regimul nazist vrea să dea un exemplu, așa cum a făcut cu lagărul de la Theresienstadt, care era un fel de vitrină, nu-i așa, a bunăvoinței naziste față de evrei, deși și acolo au fost execuții, Theresienstadt în actuala Cehie, Republica Cehă, tot așa au cruțat această sinagogă, era cea mai impozantă și mai cunoscută sinagogă din capitala Reichului și vreau să arate că, nu-i așa, evreii nu pățesc nimic, sinagoga lor, cea mai cunoscută, rămâne în picioare. În 1943 este bombardată însă de britanici și ani în șir, decenii, rămâne dezafectată. O ruină. Suntem în Berlinul de Est, în capitala RDG. De-abia în anii 80 ea este restaurată și reconstruită. Astăzi, foarte bine păzită, adăpostește un muzeu, adăpostește școli confesionale și este una dintre cele mai reprezentative sinagogi ale Germaniei și ale Occidentului. Începând din 1871 în Germania Federală, iar după reunificare și în Germania, în fosta Germanie răsăriteană, se hotărăște, se decide protecția militară și polițienească a monumentelor evreiești.
existau amenințări, au existat atentate. Republica Federală Germania își recunoștea obligațiile succesorale ale statului nazist. Despăgubirea evreilor, reinstalarea lor în drepturi, pedepsirea naziștilor. Încet și sigur e un regim întreg de reeducare pe care societatea vest-germană îl cunoaște. Îndeoseb după proiectarea serialului Holocaust, un serial american, în anii 70 și a altor filme a lui Lanzmann și a altor filme în anii 80. În RDG nu se vorbea despre asta. RDG refuză să se considere stat succesor al Germaniei naziste. RDG se consideră, nu-i așa, statul comunist după modelul sovietic, cealaltă Germanie mai bună, care n-are de a face nimic cu nazismul. Asta înseamnă că n-are de a face nici cu evrei. Au funcții importante și roluri importante în RDG, una de care domn Norden sau tovarăș în biroul politic al Comitetului Central. Există mari scritori, Anna Zegers, Stefan Heim, Wolf Biermann, într-un concert la Köln în anii 70 să fie exmatriculat, să nu mai fie primit în RDG înapoi, să-i se confiște cetățenia. Acesta este un loc important și pentru că ne spune ceva despre topografia simbolică a Berlinului clasic. După Revoluția franceză și apoi după prima perioadă napoleoniană, atunci când el aplică codul civil în țările ocupate și în Prusia, deci, avem fotografia lui celebră când intră călare prin poarta Brandenburg în 1812, evreii se bucură de toleranță, se bucură de egalitate. Tot Napoleon revine însă către sfârșitul domniei lui, dar încet și sigur în Germania secolului al XIX-lea evreii au un statut de onorabilitate. 1866 este și anul războiului între Prusia lui Bismarck și Imperiul Habsburgic. În armata germană, în armata prusacă, împotriva Austriei, luptă și evrei. În toate războaiele, inclusiv în primul război mondial, mor mii, zeci de mii de evrei înrolați în armata germană. În spatele dumneavoastră este un parc care se numește Mont Bijou, unde a existat o aripă a Palatului Imperial cu domul german. Aici era biblioteca, era o aripa cea mai plăcută cu parc a Palatului Imperial. La câteva, nici 200 de metri, era Marea Sinagogă. Suntem în centrul istoric al Berlinului, catolic, imperial și evreiesc. Comitățile sunt contigui aici, stau una lângă cealaltă prin monumentele lor simbolice. După primul război mondial există această teorie a complotului evreiesc împotriva Reichului. Începe să circule teoria conspiraționistă potrivit căreia Imperiul a fost lovit cu o lovitură de pumnal prin spate, îndeosebi de către bolșevici și evrei, că Republica de la Weimar, care este declarată după prăbușirea Imperiului, este de fapt un produs al acțiunii evreiești. Doar 2 sau 5 din cei 200 de miniștri și de demnitari ai Republicii de la Weimar erau evrei. Toate astea aveau să culmineze după 1933, aveau să explice de ce Hitler ajunge la putere prin alegeri în 1933 și după aceea întreaga perioadă tragică de persecuții și de violențe, deportare și lichidare a comunității evreiești. Suntem în interiorul unui mic labirint. De fapt, ne-am introdus în țesutul vieții de fiecare zi, să zicem vieții obișnuite a evreilor, din mica burghezie, burghezia medie, spre marea burghezie comercială, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Complexul acesta, să-i spunem, comercial, rezidențial, urban, e cunoscut astăzi la Berlin, întreaga Germanie, și se bucură de o atracție internațională, sub numele de Die Hackeschen Höfe, adică arhitectul lor, în secolul al XVIII-lea deja, este însărcinat de către regele Prusiei să facă un complex în care, în afara zidurilor cetății berlineze, așa cum am povestit în episodul din fața Marii Sinagogi, evreii să locuiască și să muncească. Aici erau țesătoriile, hambarele, de altfel se numește suburbia hambarelor sau Spandauer Vorstadt, suburbia Spandau,
aici oamenii lucrau în ateliere, îndeosebi în industria țesătoriei. Țesăturile erau specialitatea evreilor care locuiau aici. Suntem în primul deceniu al secolului al XX-lea, în situația în care, ca și la Viena de altfel, tot așa o mare capitală europeană care a cunoscut un puternic influx, aflux de emigranți evrei din părțile răsăritene, din Polonia, din Galiția, nu? Din Rusia, în urma pogromurilor și persecuției de acolo, se îndreptau spre aceste orașe foarte dinamice. Mulți dintre evreii care ajung la Berlin vin din sud-vestul Germaniei, unde deja se vorbea idiș, un amestec de germană, slavă, zona istorică, nucleul istoric al evreilor, deci care sunt legitimați acum 1700 de ani printr-un edict al împăratului Constantin, decembrie 321, dar zona lor istorică este de fapt în acest triunghi Speyer, Worms, Trier, în sud-vestul Germaniei. Acolo unde, nu întâmplător, este și un nucleu de cultură catolică și de religie catolică înfloritoare. Din acea zonă, Mainz, Speyer, Worms, s-a născut și tot acolo a ajuns după moarte înmormântat fostul cancerar al Germaniei, Helmut Kohl. Încet și sigur, evreii se strămută din acel loc unde s-au bucurat de primele drepturi și de întemeierea comunităților în Germania, după Köln, spre Frankfurt, care și astăzi este orașul cu cei mai mulți evrei și cu cele mai multe așezăminte evreiești, spre München, unde încă din secolul al XIX-lea evreii se bucură de multe drepturi. Berlinul aici, în Hackeschenhöfe, este Berlinul unde se muncea și se trăia. Autoritatea germană, oficialitatea germană, vrea să dea un exemplu. Dacă în multe din cartierele vieneze, de exemplu, mulți austrieci, în primul rând, localnici, ca să nu mai vorbim de evrei, locuiau în condiții destul de insalubre, în celebrele curți interioare, fără baie, fără toalete. S-a întâmplat asta și în Germania, bineînțeles, dar aici are loc un experiment urbanistic și intercomunitar foarte interesant, pentru că se construiesc apartamente în curțile interioare, deci nu la stradă, unde aerul era mai poluat. Aici erau multe parcuri și zone verzi. Apartamentele aveau fiecare în parte baie și toaletă. Era o metodă și de a preveni și a limita tuberculoza, care era numită Berliner Krankheit, boala Berlinului. Era o boală răspândită și la Viena și la Paris și era asociată de multe ori cu venirea a mii, zeci de mii de evrei din Est. Nu a fost doar asta cauza, era o cauză socială în primul rând. Aici, o aglomerație de oameni necăjiți care își câștigau greu existența și care se apărau și cu alimentație precară, greu de boli. Asta este explicația. În Evul Mediu, evreii au fost persecutați pentru că ar fi otrăvit fântânile și ar fi fost vinovați de aducerea ciumei. La începutul cruciadelor, încă de la 1060, evreii sunt omorâți și lichidați acolo unde locuiau, la Köln și în alte părți, pentru că nu-i așa, marele obiectiv al primei cruciade și a cruciadelor care au urmat erau recucerirea Ierusalimului și readucerea lui în zodia creștină. Și așa mai departe. Aici însă avem parte de experimentul acesta de la începutul secolului al XX-lea, pozitiv. Este perioada cea mai bună a vieții evreilor în Germania. Când se pot considera integrați, când în afară de funcții publice, indemnități înalte, deși erau mulți deputați social-democrați evrei, era presă evreiască, școli, evreii se bucură de toate drepturile. Avem aici un exemplu de arhitectură, de experiment social, arhitectonic, de stilistică urbană nouă, care are și un caracter demonstrativ, vedeți cum ne purtăm cu evreii noștri. Pe de altă parte, e vorba și de demonstrația progresului istoric. Nu întâmplător evreii au fost atât de atașați de Germania. Deci ceea ce li se întâmplă după 1933, lăsând la o parte ceea ce li s-a întâmplat în Evul Mediu, pretutinde și în Spania și în Franța, de mai multe ori în Germania, ca să nu mai vorbim de Rusia, deci toate aceste episoade de pogrom și de violență, de persecuție violentă, ceea ce se întâmplă însă după 1933, practic eliminarea minorității evreiești.
prin deportări, prin moartea lor în lagăre de concentrare și așa mai departe, este ceea ce s-a numit aici în istoriografie și este din când în când menționat, mai ales anul acesta, de aniversarea 1700 de ani de prezență evreiască în Germania, o fractură istorică, o crimă metafizică. Mulți au fost convinși că după o astfel de întâmplare tragică, 1933-1945, în Germania nu vor mai locui evrei. Și totuși, și după 1945, rămân cam 15.000 de evrei în Germania, din familii mixte, care au fost ascunși, adăpostiți de compatrioți germani, concetățeni germani, care n-au pierit în lagăre și nici n-au emigrat. Vin așa zisele displaced persons, adică evrei din Est, din Polonia, din zonele, din lagărele eliberate. Și mișcările acestea sunt destul de nesigure. Se spunea atunci că evreii stau pe bagajele făcute. Deci ideea era să nu mai locuiască niciodată aici, că nu va mai fi posibil niciodată conviețuirea între evrei și germani. Apoi încep să vină, timid, se refac comunitățile. Dacă mai de mult în perioadele faste de viață comună în Germania se vorbea despre germani de confesiune iudaică, acum organismele lor se numesc Consiliul Central al Evreilor din Germania. Deci după 1945, evreii sunt un corpus foarte special, protejat, bine primit. E vorba de începerea operațiunii de reflexie foarte critică și autocritică pe seama suferinței lor pe care o fac germanii. Astăzi avem 250.000 de evrei, pentru că după venirea acestor evrei, revenirea lor sau rămânerea evreilor puțin după 1945, la sfârșitul anilor 80, dar mai ales după 1990, vin mulți evrei, zeci de mii, sute de mii chiar, din fostele republici ale Uniunii Sovietice. Și nu se duc în Israel, nu se duc în Statele Unite, rămân în Germania. Acesta este itinerarul nostru, să zicem, în cioburi, care reflectă întregul, chiar dacă nu întotdeauna foarte fidel, care ne-a determinat să refacem în două, trei, câteva episoade, din diverse perspective, din diverse unghiuri, cu ajutorul imaginii și prezenței in situ, la fața locului, a acestei importante experiențe istorice, anul acesta comemorată, foarte evocată și invocată în Germania, 1700 de ani de prezență legitimată, atestată, documentată a evreilor în Germania. Ne întoarcem aici, la Complexul Educațional Lauderut, pentru a continua excursia noastră fascinantă în această istorie a comunităților evreiești. Iată, din Germania, din România, am văzut un extraordinar documentar de pe străzile din Berlin, prezentat de fostul ambasador al României în Germania, domnul Emil Curezanu. Și acum ne întoarcem la București, pentru că îl avem pe directorul Operei Naționale Române, domnul Daniel Ginga, unul dintre cei care a participat încă de la început în acest proiect extraordinar, 1700 de ani de istorie și cultură evreiască în Germania, dar și în România. Să-l urmărim pe domnul Ginga. De ani de cultură evreiască în Germania reprezintă un proiect de care m-am ocupat din punct de vedere muzical încă de la început și chiar de atunci, din faza de documentare, am înțeles un lucru. Am înțeles faptul că întreaga civilizație europeană se datorează unei creșteri îngemânate a tuturor locuitorilor ei. Am înțeles că civilizația iudeo-creștină a reprezentat, din punct de vedere cultural mai ales, un factor puternic de dezvoltare și că diferitele momente
de război, de pogrom, de divergențe, au pigmentat în mod nefast o istorie care de fapt nu a arătat rău, o istorie care a însemnat comuniune, conlucrare, o istorie care a însemnat împreună. Și cred că vremurile pe care le trăim acum într-o Europa unită nu vin să facă altceva decât să certifice o filozofie care a existat încă de la începutul formării acestei civilizații. Cred că suntem datori să le spunem copiilor și nepoților noștri că nicio formă de prigoană, de discriminare nu face bine societății, este în primul rând nedreaptă și contrazice unui lucru pe care noi, cei care ne ocupăm cu zona culturală, îl înțelegem atât de firesc. Oamenii sunt oameni, indiferent de poporul căruia îi aparțin, iar oamenii, prin lumina pe care reușesc să o aducă în societate, contribuie la crearea unei lumi mai frumoase, a unui viitor mai bun, pe care ni-l dorim, așa cum spuneam, pentru noi, pentru copiii și pentru nepoții noștri. Mergem din nou la Berlin. Este o întrebare pe care probabil mulți și-o pun. Cum este să fii astăzi evreu în Germania? Să trăiești în Germania, să lucrezi acolo, să te simți ca acasă. Evreii germanii cu origini evreiești de astăzi vorbesc despre viața lor în acest material pe care îl urmărim acum, în care artiști, jurnaliști, oameni cu diverse ocupații vorbesc despre cum este să trăiești în Germania, dar să fii și evreu în același timp. Să vedem. Ich bin Aaron, komme aus Köln und bin Präsident der Kölschen Kipper Club, dem weltweit einzigen jüdischen Karnevalsverein. Jüdisch zu sein bedeutet für mich, die Vergangenheit zu bewahren und intensiv in der Gegenwart zu leben. Ich bin Fanny, ich komme aus Berlin und bin Autorin und Journalistin. Jüdisch zu sein bedeutet für mich, immer mit meiner Kultur und meinen Vorfahren in Verbindung zu stehen. Ich bin Ilja, Filmemacher und Fotograf. Jüdisch sein bedeutet für mich, den Druck der Verantwortung durch die Ahnen ständig zu spüren und mich jeden Tag zu entscheiden, davor zu fliehen oder mich für die Gerechtigkeit in der Welt, also die Tikkun Olam, einzusetzen. Mein Name ist Michael Rubinstein, ich bin 48, der Gemeindedirektor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Jüdisch sein bedeutet für mich, Teil der großen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu sein, für sie zu arbeiten, das ist meine Berufung. My name is Yael Merlini. I'm Italian, living in Berlin, mother of three incredible children, passionate teacher who loves to express herself in poetry and painting. Being Jewish means to me to be a letter in the scroll. Extrem de directe și de emoționante aceste mărturii legate de viața de astăzi a unor membri ai comunității evreiești din Germania. Aceleași lucruri și în România, pentru că elevii complexului educațional la Udereut au ieșit pe stradă și au vorbit cu oamenii despre impresiile lor, despre ceea ce știu despre istoria evreilor din România, despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, despre viața lor. Să vedem și filmul făcut de studenții și elevii de la Laudereu. Din România se va introduce o programă de studiu a Holocaustului. Ce opinie aveți despre asta? Ce părere am? Ce înseamnă mai întâi Holocaust? Nu știu sigur. Problema este că nu știu exact ce înseamnă. Nu am mai aflat de acest termen până acum și nu știu. De Holocaust. Da. O idee foarte bună. Noi, când am fost în liceu, n-am învățat despre Holocaust. Mulți elevi de vârsta noastră sau un pic mai mari sau mai mici nu știu foarte multe amănunte despre Holocaust. Trebuie să înțeleagă prin ce au trecut și evreii cum s-au simțit înainte, în prezent și după.
De aceea consider că studiul Holocaustului este o idee bună de a fi introdus în materia noastră obligatorie. Consider că studiul Holocaustului ar trebui să fie adăugat obligatoriu, pentru că este un subiect foarte interesant și, pe lângă asta, trebuie să învățăm din greșelile trecute pentru a nu le repeta. Eu sunt de părere că este o decizie bună să se învețe Holocaustul în școală, deoarece face parte, e o mare bucată din istoria Europei și nu cred că sunt chiar atât de mulți elevi în România care să fie ofensați de chestia asta. Mai ales că nu ar trebui să fie, că s-a întâmplat, a fost, am evoluat. Trăim într-o Europa unde sunt putere extremistă. Puteți să vedeți în Ungaria, în Polonia, în Franța. E foarte important să știi despre ce înseamnă toate noțiunile astea. A fost aprobat un proiect de lege în Camera Deputaților în care în toate liceele din România se va implementa o programă de studiu a istoriei Holocaustului. Ce opinie aveți despre acest lucru? Ar fi foarte binevenit un studiu mai aprofundat al istoriei în general, nu numai al Holocaustului, pentru că, de exemplu, generația mea a studiat la școală o istorie care constat după anii 90 că nu e deloc adevărată. Și ar fi foarte binevenită. Pe această schimbare, ce credeți că ar trebui să fie făcut astfel încât nivelul antisemitismului, rasismului și discriminării în școli să fie redus? Vorbit mai mult despre asta, discutat cu copiii și, după mine, cred că nu numai despre istorie, chiar la religie să nu se mai studieze în școală religia, istoria religiilor, despre fiecare religie în parte trebuie să știe copiii, ca să nu mai avem extremiști. O inițiativă bună, întrucât Holocaust reprezintă o părticică, un puzzle, să zic așa, foarte important pentru copii și este important ca și așa să cunoască istoria, să vadă care sunt consecințele și cum ne influențează până la urmă și în prezent, pentru că deși au trecut ani de atunci, amprenta acestui eveniment încă se regăsește în zilele noastre. Chiar și în ziua de astăzi, Holocaustul este un subiect foarte sensibil pentru oameni și tocmai din acest motiv cred că ar trebui ca generațiile viitoare să știe cât mai multe lucruri despre el pentru a-l conștientiza și pentru a se asigura că nu se repetă. În București, unde am văzut opinii care ne dau speranță și optimism că demonii trecutului nu vor mai găsi atât de mult teren pentru a se dezvolta în zilele noastre, pentru că avem acești oameni care înțeleg extrem de bine ce s-a întâmplat și ce rol pot să joace pentru a opri ceea ce a fost atât de tragic să se mai repete. Mergem la Frankfurt. De data asta, pentru muzică, Dana Barac, muzician, va interpreta, va cânta muzică tradițională kretzmer, muzică evreiască. Ascultăm împreună. Another very famous Jewish wedding song that is sang all over the world, including here in Germany, is Im Eshkachech Yerushalayim. Every chatan, every bridegroom that stands under the chuppah on the wedding service says the following words from Psalms. Im Eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini. Tidbak leshoni lechiki, im lo ezkerechi. Im lo ele et Yerushalayim, al rosh simchati. Even on the happiest day of life, we shall not forget the destruction of Jerusalem. Thank you.
Jewish holiday we would like to celebrate with you today is Lag BaOmer. Lag BaOmer is exactly 33 days after Pesach, after Passover holiday. For this holiday, many nigunim were composed. Nigun means in Hebrew a tune or a melody. Nigun is vocal music, often sang without any formal lyrics and sometimes with Bible phrases or other Jewish classical texts. A nigun can be both joyous or lament. With this many nigunim, Lag BaOmer is maybe our most musical festivity and holiday. Thank you.
you've enjoyed the time with us, just as we enjoyed playing this very touching music for you. We have discussed many Jewish terms very briefly, terms like piyut, nigun, and klezmer, terms from the synagogue like the rabbi and the chazan, chassidim and chassidut. We've talked about the Jewish holidays, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukah and Lag BaOmer, and of course, the Jewish wedding and the chuppah. You must have now even more questions than before attending our concert. You can send your questions over, you can ask your friends or colleagues. Nowadays, there is a great amount of literature, movies, TV series, and music available online. And of course, many beautiful Jewish museums. We thank you for your attention and hope to meet you in person in one of our concerts. Lehitraot, larevedere, auf Wiedersehen. Întoarcem la București împreună cu elevii de la Laudereut. Continuăm interviurile pe care le-au realizat pe stradă pentru a vedea ce cred oamenii despre memorie, evenimente, Holocaust și necesitatea de a studia ceea ce s-a întâmplat în istoria României. În Camera Deputaților a fost aprobat un proiect de lege în care se va implementa studiul istoriei Holocaustului în toate liceele din România. Ce părere aveți despre acest subiect? Mi se pare o inițiativă binevenită. Interesant, n-am știut. Și e foarte bine de știut, da. Sigur. Ce părere ai despre introducerea în curriculum național al studiului Holocaustului? Părerea mea este că este foarte important să avem cunoaștere despre acest subiect al Holocaustului, pentru că până la urmă, ca să excludem un posibil conflict viitor, trebuie să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat în istorie. Ce vorba ai trebui făcut pentru ca nivelul antisemitismului și xenofobiei să scadă în intensitate? Doar un curs de istorie? Nu știu dacă va schimba ceva. Eu cred că educația se face cu copiii mici. În primul rând cu viitorii părinți și apoi copiii mici. Și da, de la grădiniță. Uite, de exemplu, fiica mea are la grădiniță o fetiță de culoare, de exemplu. Și într-o zi, fetița mea mi-a povestit că s-a supărat pe fetița de culoare și am întrebat-o de ce și că nu-i place de ea pentru că e neagră și are părul creț. Da, și de aici, plecând, ar trebui și părinții și educatorii și toată lumea să povestească copiilor de mici despre faptul că fiecare e diferit. După ce ai participat la acest proiect, ți-a schimbat percepția față de cultura evrească? Da. Am înțeles mult mai bine situația lor și cât de grav a fost. Acest proiect cu siguranță mi-a schimbat perspectiva. Încă un eveniment, încă un moment în care vorbim despre cooperare și anume elevi din România și Israel care au filmat și ne prezintă acum rezultatul muncilor. Între anii 1939 și 1945 au fost uciși 6 milioane de evrei în lagăre de concentrare de pe tot globul. Dar nu mă interesează, că s-a întâmplat prea de mult. În 1950 existau plaje, străzi, mijloace de transport separate pentru oamenii albi și oamenii de culoare în Africa de Sud. Dar nu mă interesează, că s-a întâmplat prea departe. Dar, ei bine, săptămâna trecută, un prieten de-al meu de etnie romă a fost numit țigan murdar de către un copil la școală. Gata, asta deja mă implică și pe mine.
Adesea, mulți dintre noi ne întrebăm, oare cum s-au întâmplat și de ce s-au întâmplat toate astea? O asemenea oroare, precum e Holocaustul, este rezultatul discriminării pe baza religiei și rasei. Și nu s-a întâmplat nici de cum peste noapte, ci sistematic și calculat. A pornit de la mici comentarii la adresa evreilor și a continuat cu însemnarea acestora cu steaua lui David, cu impunerea unei serii de interdicții și depunerea și uciderea lor în lagăre de concentrare. Întrebarea este, credeți că dacă în Germania interbelică s-ar fi studiat în școli și despre alte masacre, precum noaptea lui Bartolomeu de la 1512, toate aceste evenimente s-ar fi repetat? De asta cred eu că este important să studiem despre Holocaust în școli. Cunoașterea lui ne va face să observăm la rândul nostru modalitățile de intoleranță, să reacționăm împotriva lor și să prevenim repetarea unei alte situații de dimensiuni așa de grave. Profesorii, indiferent dacă activează în structuri formale, precum școlile, sau informale, precum muzeile și alte entități asemănătoare, pot interacționa cu elevii, folosind diferite metode sau tehnici de predare. În acest context, abordarea problematicii Holocaustului și din perspectiva artistică este una cât se poate de indicată, pentru că ajută pe copii să înțeleagă mai bine acest fenomen istoric. Vă mulțumesc! I truly believe that teaching Jewish and Holocaust history in the schools in our country is an important matter, as comprehending what happened to this community represents one step forward for our society. Despite all the sacrifices made by the Jewish around the world in order to survive, their contribution to the world's evolvement is still little recognized, especially among the young people. As a result, we should focus on educating our generation about the Jewish history, because by comprehending their history, we will approach faster the conviviality that we want. Holocaustul este un fenomen care a depășit frontierele statale și a afectat diferite categorii ale societății. Este o cale a suferinței pe care nimeni nu trebuie să o mai pășească. Pentru noi, profesorii, a preda conținuturi despre problematica Holocaustului înseamnă a crea un mediu educațional potrivit învățării, pornind de la greșelile trecutului. Înseamnă a promova gândirea critică și reflexivă a elevului și a preîntâmpina distorsionarea ori negarea unor fapte istorice. Deci este important să păstrăm această memorie colectivă a Holocaustului pentru generațiile următoare. Profesorii și elevii ar trebui încurajați să mediteze asupra întrebărilor de natură morală, politică, socială, pe care Holocaustul se ridică și asupra relevanței acestora în momentul actual. Aș vrea să vă vorbesc despre importanța punerii la curent a elevilor în legătură cu perioada Holocaustului. Din punctul meu de vedere, elevii trebuie să-și cunoască trecutul, trebuie să înțeleagă cine sunt ei și de ce sunt capabili. Trebuie să înțeleagă pe deplin Holocaustul, ce a însemnat el și cum a reușit să schimbe o întreagă istorie. Hello everyone, we are gathered here today to talk about anti-Semitism following our participation in the event of the Jewish-German culture. With me today are 11th grade students and my colleague Mor. My name is Orit, I'm an English teacher in Leobek Education Center in Haifa. So what is the importance of fighting those phenomena for the next generations? Well, I think we've learned many times that history can repeat itself, and I think it's very important to fight these phenomena so it won't make a second appearance. So the best we can do in order to fight it is to say it and to learn about it and to repeat and repeat and repeat, reminding it so we can avoid it in the future. And what do you think about the phrase to forgive and never forget? It just shows how important it is to remind everything that happened, like it was said here a couple of questions ago, and it
emphasizes the fact that something was done to us as a nation, as a group, as a belief, and we can't forget it. We can't ever erase it from history, but unless we forgive it, we can't move forward. We can't continue and create a better future. Thank you. Well, I'll also like to add that this initiative is really glorifying the Jewish culture and the things that German and Jewish culture have been through together. Instead of just focusing on the Holocaust and other unfortunate events that have happened. Well, we have all talked about the initiative of Germany, which is a wonderful and exciting one and a really important one. And I would like to ask you, what do you think can other countries do in order to prevent anti-Semitism? In my opinion, the first move a country can make in order to prevent any anti-Semitic events is to outlaw any anti-Semitic expressions. Călătoria noastră de 1700 de ani în timp și călătoria geografică din Germania în România, în Israel, se încheie aici. Am ajuns la capătul ei. După acest maraton extraordinar cu 4 evenimente, l-am văzut astăzi pe acesta care încheie o serie extraordinară pornind de la inițiativa Republicii Federale Germane de a sărbători și de a marca 1700 de ani de istorie și cultură evrească în Germania, de asemenea marcând și în România cultura și istoria comunității evreiești din România. Nu în ultimul rând, mulțumim tuturor celor care au făcut posibil această extraordinară manifestare a ceea ce înseamnă memoria, educația și viitorul. Vom asculta elevi de la Complexul Laudereut și de la Liceul Goethe din București, interpretând imnurile naționale ale României, Germaniei și Israelului. Încă o dată vă așteptăm pe toți la următoarea călătorie, care bineînțeles va veni. Încheind o călătorie, ne gândim cum să o începem întotdeauna pe următoarea. Toate cele bune și pe curând!